Asociația de Artă Nicolae Tonița din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură Suceava, Cenaclul de Litere USV și Casa de Cultură a Studenților din Suceava, a organizat joi 7 martie evenimentul cultural Rocvaiv. Acest vernisaj se organizează an de an cu ocazia zilelor USV. În program a fost un recital de poezie și proză scurtă susținut de către studenții din cadrul Cenaclului Litere FLSC USV, Georgiana Obadă, Iuliana Bădăluță și Ana Maria Antonesei. Vernisajul expoziției Rocvaiv 4 cu lucrări de pictură și grafică, dar și un recital de chitară și vioară, susținut de studenții Casei de Cultură a Studenților Suceava, Alexandru Dumbravă, Sebastian Paicu, Eliza Sandu, Alexandru Andreică și Alex Sebastian Erhan. Și-au expus picturile de asemenea Angelica Mirela Pagu, Adrian Grosari, Alina Elena Lăzăreanu, Ana Maria Ovadiuc Amo, Cristina Iacob, Cecilia Bodnăraș, Cristina Hreamătă Măcoveiciuc și mulți alții. Coordonatorul și vicepreședintele Asociației de Artă Nicolae Tonița este Cristina Iacob, iar prezentatorul evenimentului Delia Ioana Leizeriuc, critic de artă de la Direcția Județeană pentru Cultură Suceava. Coordonatorul evenimentului cultural este doctor artistic vizual Ana Maria Ovadiuc.